Sunt mereu prinși cu filmările și pregătirea emisiunilor pe care le realizează cu multă pasiune, săptămână de săptămână. În ajunul Zilei Naționale a Televiziunii au găsit timp și am stat de vorbă așa ca între colegi despre realizările lor la Moldova 1, despre eroii emisiunilor pe care le-am îndrăgit cu toții, dar totodată am formulat urări de bine pentru toți angajații companiei publice Teleradio Moldova, dar și pentru telespectatorii noștri fideli. Lucia Ciobanu este colega noastră care ne povestește despre conaționalii noștri din diaspora. În cadrul emisiunii Moldovenii de pretutindeni, deși anterior a realizat o altă emisiune în domeniul economic. Cum ai ajuns să faci parte din echipa Moldova 1? Să știi, Tatiana, că totul s-a întâmplat acum 5 ani. De fapt, nu m-am gândit eu că am să fac vreodată televiziune, trebuie să recunosc, pentru că dacă mi-o doream, cred că începeam mult mai devreme, încă de pe băncile universității, așa cum au început alte colegi din domeniu. Eu cred că mă vedeam în presa scrisă, fapt care l-am urmat un timp, apoi, să zic, televiziunea m-a ales. Așa s-au întâmplat lucrurile că aici am găsit un post vacant și aici am venit să-mi încerc norocul. Și iată că lucrurile au evoluat într-un asemenea mod că din start am fost realizatoarea unei emisiuni economice și a fost atunci totul foarte greu pentru mine, deoarece era și un domeniu nou, domeniul economic, dar și televiziunea, pentru că era una ce învățasem eu în facultate. Dar e cu totul altceva și cred că jurnalismul, de fapt, e ceea ce se învață pe teren. Noutăți economice, afaceri de succes, fluctuații valutare, proiecte investiționale, informații utile care vizează direct banii tăi. Ulterior ai preluat un alt proiect, Moldovenii de pretutindeni, o emisiune pe care o realizezi cu mare drag, cel puțin așa se vede la ecran. Vreau să ne povestești care este realitatea de fapt. Să știi că mi-a fost aproape acest domeniu, din motiv că până a face emisiunea economică am lucrat la site-ul companiei publice, deci trm.md, și acolo eram responsabilă de rubrica Diaspora. Respectiv eram cumva în temă, cunoșteam pe mai mulți membri ai diasporei, discutasem cu ei și a fost o revenire la această temă și mi-a fost, da, într-adevăr, a fost o schimbare, dar mă simt cumva onorată să continui una dintre cele mai longevive emisiuni de la Moldova 1 și o fac cu plăcere. Și acum în pandemie, mulți din diaspora nu pot să ajungă acasă, cum reușești să realizezi emisiunea sau totuși ați optat mai mult pentru formatul online? Eu am revenit din concediul de maternitate în plină pandemie. A trebuit să schimbăm cumva mersul lucrurilor și am pledat pentru versiunea de interviuri online, dar majoritatea invitaților rămân a fi prezenți în studio. Cu siguranță păstrăm acea distanță și toate rigorele, dar e altceva atunci când discuți tete-a-tet. Stând într-un oficiu de la 8 la 5, nu a fost al meu. Adică eu cred că am fost coșmarul la oricare angajator. Și care a fost prima părere, prima idee atunci când ai ajuns pe continentul american? Nu, să ajungi pe continentul american, a fost în Chicago, dar a fost fain când am aterizat. Dar în Alaska când am ajuns, prima frază când am pășit, a spus că să fac nu știu câți bani aș face, dar nu mă mai întorc aici. Am greșit, nu știu, dar e o întindere vastă. Ce schimbări vrea să se întâmple în compania noastră? Poate este vorba de ordin tehnic, pentru că mai ales acum când suntem nevoiți să muncim în condiții diferite, da? Poate ai o doleanță anume pe care ai vrea să o transmiți? Cu siguranță ar fi foarte bine să fim mereu în trend, aici vorbesc și de partea tehnologică, dar făcând referire la emisiunea pe care o reprezint, Moldovenii de pretutindeni, mi-ar plăcea să îi descoper pe acești moldoveni acolo unde trăiesc ei, în țările lor de reședință deja. Mi-ar plăcea să avem posibilitatea cu echipa de filmare să mergem acolo, să îi arătăm în cotidianul lor. Asta cred că e ceea ce mi-ar plăcea pentru emisiunea pe care o realizez.
ce vrei să le transmiți colegilor din televiziune și mă refer nu doar la cei care apar pe sticlă. Cu siguranță, jurnalismul și televiziunea, de fapt, e o muncă de echipă. Cred că acum tradiționala urare sănătate e cea mai binevenită și am să le doresc să le fie create toate condițiile pentru ca să-și facă munca din plăcere. Ori atunci când îți faci munca din plăcere și cu dăruire, asta se și vede. Dumitru Alexei este prezentatorul care, în pofida pandemiei, continuă să intre în casele oamenilor, la figurat, dar și la propriu, prin intermediul emisiunii sale Musafirul. Ne v-am găsit! Bine ai venit! Iată și maestru! Bună ziua! Asta nu e primăvară, e vara-ntoi. Vai, bună ziua! Bună ziua! Ia n-auzi, uite, a venit Musafirul la noi. L-am întâlnit pe teritoriul televiziunii și am stat de vorbă ca între colegi despre ce înseamnă televiziunea Moldova 1 pentru Dumitru Alexei, care de mai bine de 2 ani este Musafirul. Iată că am luat loc, deși am impresia că ai înghețat, dar asta este soarta noastră, Tatiana. E ploaie, e vânt, noi timp suntem la datorie, da? Să fim la datorie, exact, și să ne facem bine treaba. Și chiar și în pandemie, vezi cum e, vrem, nu vrem, realizăm emisiuni și chiar vroiam să te întreb cum îți găsești eroii sau cei care îți deschid ușile ca să te primească în musaferie? Este cam greu în ultima perioadă, dar să știi că ține Dumnezeu cu mine și cu acest proiect și cu televiziunea noastră. Pentru că până la urmă găsesc, da, din 10 protagoniști, cineva mi răspunde afirmativ. De fiecare dată le spun telespectatorilor, chiar dacă noi discutăm fără mască, ținem cont de toate regulile, ne dezinfectăm, bineînțeles, ca să susținem o conversație armonioasă. Simțiți-vă ca acasă. Ne simțim foarte bine, Mariana, da. Și vorbeam despre legea optimismului, pentru că eu am impresia că, nu știu, tu ai această calitate în tine, o menții în permanență. La începutul pandemiei, când Musafirul nu prea a fost poftit la cineva acasă, acesta a cutreierat țara, a fost chiar și la cel mai enigmatic obiectiv militar din fosta Uniune Sovietică. Pe de altă parte, chiar niște emisiuni foarte curioase, interesante. Mă refer la cele care ai mers nu neapărat în o specie la cineva acasă, dar ai mers în anumite zone din țara noastră, pitorești de altfel, care au intrigat ulterior și pe alții. Da, eu personal am fost și eu, după exact. Asta la bungherul de la Șoldănești, deci ți-am fost pe urme, știi? Și mă bucur, asta mă bucură, pentru că noi deseori căutăm să evadăm undeva și e bine. Televiziunea cu siguranță că ne-a ajutat pe noi ca să redescoperim această lume. Într-adevăr, suntem ambii cumva din aceeași perioadă când am pășit pragul televiziunii și vreau să-ți amintești cum te-ai simțit atunci. Ce, nu știu, ce visuri ai avut atunci când ai ajuns la Moldova 1? Eram foarte naiv. De fapt, ce acum sunt, dar încerc cumva să-mi fortific această calitate. Eram și speriat pentru că nu-mi imaginam că pot fi și eu aici. Da, eram și eu adolescent, urmăream niște emisiuni la televizor, apreciam niște oameni, vroiam să fiu și eu ca ei. Astăzi când urmăresc niște secvențe de ale mele, chiar și la Bună Dimineața, pentru că oamenii de acolo mă cunosc în primul rând și sunt foarte recunoscători pentru că am muncit cu o frumoasă echipă. Oamenii au crezut în noi, au crezut în capacitatea noastră, chiar dacă nu era strălucită pe alocuri, dar am șlefuit noi cumva exact. această picătură de talent, să zic așa, ca să realizăm și astăzi niște proiecte. Eu am impresia că dacă ne-ar întreba pe noi toți cineva ce ați reușit să realizați, probabil că am pierde numărul emisiunilor. Sunt ca niște bani pe care îi cheltui și pe urmă îți dai seama că nu știi când, cum și ce ai făcut cu ei. Exact așa și aici. Noi practic am încercat de toate în această televiziune. Și în emisii direct am fost și pe teren am fost, pentru că eu cred că un om de televiziune nu este doar prezentator TV, el trebuie să facă niște materiale. Ceea ce se vede la ecran, rodul muncii noastre, dar de fapt, dacă zic nespetim, e prea mult spus, dar e cam asta, da? Pentru că într-adevăr muncim
la fel de mult, poate chiar ca și în alte domenii, doar că unii nu realizează, da, această muncă depusă. Înseamnă că noi reușim foarte bine să trimitem aceste emoții, să transmitem acest mesaj că în viață poate fi și ușor dacă urmărești Moldova 1, da? Nu, a fost o glumă. În culise, evident că sunt multe chestii care te frământă uneori. Rămâi și tu ca autor dezamăgit câteodată. Acestea sunt timpurile, poate alte sunt valorile, când noi în permanență ne grăbim, corect, dar nu știu unde și unde vom ajunge, cine știe. Corect, uite aici, într-adevăr, s-au schimbat valorile, au plecat orientările de aici, de la casa mamei, care eu cred că este punctul numărul 1 în viața fiecărui din noi. Eu mă simt bine lângă eroii mei. Eu și plâng cu ei, și râd cu ei, și dansăm, și savurăm o cafea, și m-am regăsit în acest proiect și probabil că altceva mai potrivit pentru mine aici în televiziune nu cred că ar fi. Ce ai vrea să le transmiți tuturor colegilor din televiziune și nu neapărat doar celor care apar la ecrane? Să rămână la fel de ambițioși toți colegii noștri, la mulți ani în primul rând, și să nu pierdeți speranța, să acceptați lucrurile așa cum sunt în viață, pentru că întotdeauna există o salvare și întotdeauna o să găsim acel motiv care o să ne revigoreze din nou ca să venim cu idei noi. Iar colega noastră de la Rapsodia Satului are ocazia săptămână de săptămână să discute cu micii producători agricoli, mergând cu echipa de filmare în diferite raioane ale țării pentru a le descoperi istoriile de viață pline de înțelepciune populară. Bine v-am găsit! Iată că la început de aprilie, baba Duchea și-a scuturat din plin cozoacele. În această săptămână, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare au căzut în mai multe regiuni ale țării. În următoarele 30 de minute rămâneți pe Moldova 1 să aflați diverse informații și curiozități din satele Moldovei. Dragi telespectatori, am decis să vă arăt și unde se coc emisiunile de la Moldova 1. Chiar acum o să o găsim pe colega noastră de la Rapsodia Satului. Salut! Salut! Spor la treabă! Mulțumim! Da, câteva minute o să vă întrerup. Da. Pentru că vreau să discut cu Natalia și chiar cred că e binevenită o pauză, pentru că știu că obosim foarte mult, suntem foarte concentrate de obicei când avem editarea emisiunii. Cel puțin, știu că așa se întâmplă și la Fii Tânăr. Să urmărim mai întâi sumarul ediției. Temperaturile scăzute pe timp de noapte le-au dat bătăi de cap crescătorilor de răsad, care sunt nevoiți să stea cu materialul săditor în sere. Cum fac față provocărilor, aflați în emisiunea de astăzi. Mi-am dorit de mică să fac televiziune, dar cumva drumul meu a mers mai mult înspre teatru. La televiziune am ajuns dintr-o întâmplare, dar probabil nu întâmplător. S-a schimbat în bine, s-a schimbat aici și pot cumva să îmbin și actoria și aici am învățat pe parcurs de la colegii cu care am lucrat, de la Uș, de la Lucia Căldare, foarte, foarte multe lucruri și uite așa am învățat profesia. Realizez emisiunea de un an și jumătate, dacă la început era frumos, noi aveam pandemie, puteam să mergem oriunde cu echipa. Din momentul în care a apărut această năpastă supra noastră, a fost un pic mai dificil, deoarece oamenii sunt reticenți în privința filmărilor, în interacțiunea cu alți oameni. Micii producători și oamenii simpli de la țară au nevoie cumva de promovare și atunci sunt mai deschiși în acest sens. Datorită emisiunii, mulți dintre ei au reușit să-și comercializeze produsele. Vezi, Rapsodia Satului e cumva și o emisiune care ajută, da? Sau oferă o mână de ajutor micilor fermieri. Da, neapărat. Pentru că cei mari de obicei nu prea au, să nevoie, zicem, deschiderea de care spuneai pentru filmări. E partea cea mai simplă aici, în cabina de montaj, sau totuși pe teren te simți cel mai bine? Pe teren mă simt cel mai bine, dar
ținând cont că acum realizez emisiunea de una singură, cumva am început să îndrăgesc absolut orice etapă în crearea emisiunii. Dar cel mai bine, într-adevăr, mă simt în teren. Oamenii de obicei de la sate sunt foarte deschiși, au înțelepciune aparte. Cum reușești să-i identifici? Pentru că, într-adevăr, ai niște povești fascinante, da? Chiar urmăresc, mai ales pe paginile de socializare a emisiunii, și chiar sunt istorii de viață care te captivează. Cum identifici eroi, fermieri pe care îi aduci la ecranele mici? Lucrez foarte mult cu autoritățile publice locale, dar câteodată pot să opresc pe cineva pe drum, să întreb despre oamenii din localitate și câteodată pot să bat chiar la poarta oamenilor și intrăm așa în case. Acum fiind în ajunul sărbătorii noastre, aș vrea să te întreb ce le dorești colegilor noștri. Le doresc ceea ce îmi doresc și mie, telespectatori fideli și emisiuni cât mai interesante și utile.